Deci, în momentul de față, uitați, Dita mai șopârla. Încerc să o prind. Cam greu să filmez să prind o șopârlă, e destul de mare. Ah! Am prins. Ia uitați-o cât de mare e. Nu știu dacă se vede prea bine. Este destul de mare, iau. Încerc să o țin. Așa arată o șopârlă de asta mare. Dar uitați cât am mai burtă are. Am făcut o rimă. Este destul de mare șopârla aceasta. N-am mai prins asemenea mărimi de șopârlă. Deci, uitați cât de mare e. Nu știu dacă vouă vă plac șopârlele. Mie, sincer, să fie îmi plac. Mușcă, mușcă. Ah, uitați cum mă mușcă. Ia, au. Frate, nu are destul de tare cum te mușcă. Șopârla aceasta. Cred că o să las puțin jos, o vedeți. Să lăsăm aici. Uitați, este foarte mare, dar știți ce repede fuge. Iau! Cum sare. Cam greu să o prinzi. Apropii camera de cap. În momentul de față, nu-și dați seama că aceasta este o cameră, puteți să filmați ce vreți. Am aprins, trebuie să o focusez pe ea. Vedeți cum este? Mamă! Mamă, cât de mare este! Ta, unde fuge? De aici! Să focusăm pe ea. Cât de mare e? Am mai spus o dată. Și dacă vă place această șopârlă, nu uitați să apăsați butonul de like. Deja închide ochii. Este foarte somnoroasă. Dacă vreau să vă mai arăt. Au! M-am mușcat. Atacă șopârlele astea, sunt foarte mari. Hai, mușcă. Mă muști? Mă muști? Hai, 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 nu mă muști. Nu mușcă, nu mai vreau. Sper că așa arată una. Uitați-o cum este. Galbenă pe burtă, albastru la gât. Mamă, uitați. Salut. Nu vreau să vă cuseze. Sper că cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut, că am vrut să vă arăt o șopârlă mare care am găsit la mine în curte. Oh my god, ce sare. Să ne auzim data viitoare. Pa, pa.